Bună dimineața, prieteni, doamne, domnule, bine v-am regăsit! Am zis că e cazul să punem niște niște piese în puzzle, pentru că, știi, mirarea multor oameni, și români și străini, e, dacă vrei, vis-a-vis -vis de cele două țări foarte contondente, foarte diferite, care există în România. O țară a celor care vor modernitate, vor Occident, vor, dacă vrei, plictiseala aia a normalității, în care mergi la lucru, ți-ai dus nevasta la coafor, copiii pleacă la școală și mai mergi o dată sau de două ori în concediu și tot așa. Pe de altă parte, există cealaltă în Românie, una care e adepta girofarului. România nu poate trăi fără nu neapărat scandal, dar fără tot felul de uh, aspirații de la intestine mai ciudate, mai, uh, mai gică contra, mai uh, lască că știm noi, lască strămoși, lască să fim noi, cum a mai fost, independențe, etc. etc. Și de unde vin astea? Dacă vrei vin și din educația unora și educația altora. Însă există niște vectori, niște factori, niște, cum vrei tu să-i zici, vârfuri de lance, care pur și simplu au o anumită strategie în a ține diferențele astea și le pune pe, pe tapetul istoriei. Tovarășul Teodosie al Tomisului, îi păsău, în al preasfințitul recunoaște pur și simplu că era pregătit de anarhie. Da? Punem citatul. Dacă se dădea ordin, veneam cu credincioșii peste el. Deci dacă pandemia, dacă boala, dacă toată conjunctura făcea, ca, făcea în așa fel încât guvernul să fie obligat să țină iarăși bisericile închise, Teodosie, tovarășul Mache, ar fi venit pur și simplu cu credincioșii peste toată nebunia asta, adică anarhie pur și simplu. O să zici, domnule, lasă-l că cine și ce de bătrân ne luat în seamă are. Nici gând. Și anul trecut împreună cu tovarășa Șoșoacă făceau apeluri ca să bată clopotele a primejie. Să știi că atunci când, când într-un sat se aude clopotul bătut în dungă, a înseamnă a primejdie, există o anumită învolburare în comunitate. Și lumea e pregătită, ca altădată, nu cu furci, cu coase, lumea e pregătită de ceva rău și stă ca un arici ca să se apere. Putem spune și așa, doamne, lasă că e un bătrân luat în seamă, vrea și el să apară tătă zoa pe undeva, să nu, acum are și el păsăricile lui. Dar gândiți-vă că merge perfect pe narativul Moscovei. O țară instabilă, sau mai bine zis, o țară cu estul instabil. Mutatis mutandis, păstrând proporțiile, schimbând ce e de schimbat, cum vreți să ziceți, este narativul care s-a aplicat în cazul Ucrainei. Eu nu vreau să spun că rușii ar fi invadat estul României. Dar că narativul este copy-paste. În Ucraina avea o minoritate etnică, milionul ăla de ruși din, din Harkov, la și Donbass. La noi, Teodosie asta miza pe o minoritate religioasă turma lui, cum s-ar numit, făcând același tip de, dacă vrei, comportament anarhic, pus stabilă baricadă, dacă vrei, în fața autorităților. Unii o să spună, domnule, este o exagerare. O să vă spun de ce nu este o exagerare cu două, cu două exemple din străinătate. Unu Ieri am auzit pe Radio France International da? știrea că Serviciul de Informații Interne al Germaniei, lângă teroriști, îi pun și, pe, uh, pun și niște organizații antivacciniste. Nu are legătură cu antivaxerii de la noi sau de nu știu unde, ci cu, dacă vrei, uh, modul în care uh, unii din Germania uh, încep să, să aibă atitudini împotriva statului de drept, împotriva ordinii, împotriva, ca să nu zic teroriste, da? Să nu zic organizații teroriste. Al doilea exemplu, din Italia. Doi antivacciniști au atacat cu cocktailuri Molotov un centru de vaccinare. Dacă vrem să distrugem inamicul, trebuie să folosim aceeași armă, etc., etc. O să-mi spui ce legătură are antivaccinismul de acolo cu teodosia al nostru. Are numitorul comun este comportamentul ăla foarte contundent, foarte, foarte împotriva oricărei ordini a statului. De acolo. Așa că am tot dreptul, de cetățean, contribuabil, responsabil, să mă uit la Ucraina, să mă uit la Germania, să mă uit la România, să mă uit la Tovară Șumache, la Teodosie, și să trag concluziile mele. Ca să nu mai vorbim de faptul. Că scrisori de amenințare, amenințări publice la adresa unora sau altora, deja apar în România de câteva luni. Bun. În condițiile astea, te aștepți totuși ca partidele să aibă o anumită consonanță, să aibă o anumită poziție, preferabil poziție este aia în care, ok, politica e politică, însă. Aici tragem linia roșie. Peste asta nu trece nici măcar Teodosie. Nici gând. Este Ciolacu. Băiatul ăsta e din ce în ce mai penibil. Se vede că nu a avut de lucru până la 37 sau până când au fost. La câți ani nu a fost șomer? Da? Se vede că vine dintr-o cultură uh, 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 vai de capul lui. Da? Vai de capul ei. Se vede că nu a mai pus mâna pe carte la nimic. Se vede că a ajuns în PSD șef doar conjunctural. Și băiatul devine penibil. Adică este un uh, uh, murcifloci. Da? Prietenul Omar Hai Sam, care a venit și el pe acolo și încearcă să facă să, să existe ca putere în PSD. Nu există nicio putere ciolac ceastră în, în PSD. Este doar un penibil care încearcă să facă pe placul vechilor baroni să și el gardul, că, nu, da, Mare Grădina Domnului. Și vine și zice, domnule, categoric românii vor ieși cu furcile și îi vor alunga pe ăștia de la guvernare și așa mai departe. Eu mă întreb cum ar fi dacă din Buzău, de unde e ăsta, ar ieși niște românași cu furcile și ar arăta cu degetul către curtea lui să spună, bă, nu ești tu din partidul ăla care ne-a pus la pământ 30 de ani? Nu ești tu din partidul ăla condus de ăla care o chema rușii în decembrie 89, noroc i dat gușă, generalul gușă peste dește lui, lu, de, de șefuto. Nu ești tu ăla care vii din partidul care a omorât oameni la Revoluție și la, și la Mineriade, prin tot felul de declarații. Oare cum s-ar simți, tovarăș Cioracu? Poate vin uh, românii cu furcile să ceară socoteală. Bă, dar cum ești tu șeful unui partid în, în România și tu erai la vânătoare cu primul terorist închis în România, este vorba de Omar Haisam. Dar omul nu pricepe că există niște limite în politică, există niște, niște linii roșii pe care nimeni nu are voie să le treacă. A, că ne dăm în gură, că mergem la televizor, că spunem că ăla ai prost, că eu mai deștept, că eu guvernez mai bine și a știe, nu știe nimic să guverneze. Asta, ai să zice, că face parte dintr-o luptă balcanoidă, credeam până acum, dar ne-am uitat în America și deja nu e mai balcanoidă, dar e luptă politică, n-ai decât să spui că uh, mă tai mai deșteaptă decât măsa, dacă atâta te duce capul în campanie electorală. Însă, linia roșie uh, uh, se numește instigare la violență, sugestie la violență, etc. etc. Adică trăim totuși în secolul 21. Cine pricepe, pricepe, cine nu, mâna pe carte, mă rog, chestia asta nu o pot, pot, spune lui pentru că la jini. Evident, cum să pune el mâna pe carte? Nu? Dacă nu are două trefle și patru ași, nu are nimic. Bun. Ar trebui să mai știm Însă, că în timp ce ăștia uh, învolburează pur și simplu apele în țara asta, uh, oamenii pleacă. Oamenii pleacă și dacă te uiți, este o știre bună pe grupul media, cred că, fiecare al patrulea medic rezident din Germania provine din străinătate și din ăia fiecare al patrulea, 27% sunt din România. Distanța față de Bulgaria, da? Bulgaria are 16%, Grecia 11%, noi 27%. De ce crezi că pleacă oamenii? Crezi că numai din cauza salariului? Nu, că acum și la noi, de bine de rău, salariile medicilor sunt mari. Pleacă pentru că pur și simplu nu mai suportă griul. Da? Există locuri impecabile în România, există, există marile orașe unde, hai să zicem, că te apropii de Uniunea Europeană și există celelalte spații, unde pur și simplu aluneci într-un neV mediu și nu neapărat că n-ai șosele. Le facem, dă-le în soarele lor. Spitale, le-o face șalea cu toate nozocomiale, Școlile, ok, da? Dar ai pur și simplu mentalitățile astea de ev mediu, gen mache, teodosie, sau cum l-au mai chemat pe ăsta prin tot felul de, de, de scripte. Să știi că cel mai periculos în România e un fel de de, știi când pui straturile trebuie să, trebuie să pui niște cutiuțe de la mici să sădești, nu știu cum se numesc răsaduri, răsaduri. începe, încep să existe răsaduri de-asta de neîncredere și neîncredere identitară e mai mult decât neîncrederea în politică decât neîncrederea în biserică, în armată, în școală etc. Neîncrederea identitară vine când crezi că ești singur pe lume, îl mai au rupsit. și pasul următor este să nu-ți mai vezi rostul Uite, există un sondaj mare în care se vede că trei sferturi dintre români cred că nu le-ar sări nimeni în ajutor în cazul unei agresiuni armate. Să fii în Uniunea Europeană de atâți ani, să fii în NATO de atâți ani și totuși să caz pur și simplu, să spici un bolovan de neîncredere în cap, înseamnă mare lucru. Să-ți explic de ce. Înseamnă că tu nu mai ai nici măcar încredere în prezent, că ești totuși în NATO, ai articolul 5, ești în Uniunea Europeană, dar mi în viitor. Știi, e ca atunci când clădești ceva pe nisip. La început te bucuri că zici, bă, dar totuși uite-ți lângă plajă, aud valurile, numai că încet, încet nisipul se duce de sub temelie. Noi asta facem noi acum. Prin vectorii ăștia pe care ți-am dat exemplu, prin șmecherașii care pur și simplu înțeleg România ca un fel de, de ședință de-a lor, în care ei trebuie să fie șeful. Nu vreau să închei într-o notă pesimistă. Există un articol foarte fain pe europaliberă.org. Vă dau titlul. Acolo vezi ce înseamnă și de unde poate veni regenerarea. După ce citim articolul ăla, ne dăm seama că avem iarăși de ales exact ca la 1848. Băieți, ce o face? Ne dăm cât un pumn în gură sau punem mâna pe lopată și pe hârleț și începem să construim. Vă las cu articolul ăla. Merită să-l citiți și de dragul de a avea totuși o zi mai bună decât se vede la televizor. Să aveți sănătate și de toate.